Mi-apare așa. Yeah. Costel, da? Și eu pot să-ți răspund. Și doar așa. Alo? Ceva, Costel? Scuze, nu pot vorbi. Ah, ok. Trag podcast. Bun. Și aici încă închid. Trag podcast. A, dar eu pot să intru... A, căcat. Pula. Nu, coai, pot să intru și așa pe Facebook. De ce ai făcut, mă, doar să te... Bă, doar să bă, te prindă. Te distrug. Depend, doar să creeze dependență. Te distrug de rădăcini. Știți faza aia că... Deși stăm pe telefoanele astea all day, every day, nu visezi smartphone-uri? Ați visat vreodată că stăteați pe telefon? Cine s-a gândit la chestia asta, frate? Cineva. Și apoi a postat această chestie pe un smartphone. Ba, de ați visat nu... vreodată că stăteați pe telefon? Nu pot să-mi aduc aminte un vis. Păi eu zic punct. Că nu. Mai ales nu, nu pot acuma... să-mi aduc aminte niciun vis, eu nu visez. Tu nu visezi? Asta e chestia foarte ta? Rar. Da, zău? Da. De ce? Adică probabil visez, dar nu știu. Nu știu. A, nu te gândești da. Când nu, te trezești. Da. Se întâmplă uneori să mă trezesc în mijlocul unui vis sau ceva de genul ăsta și să știi. Oh, ok. Mamă, frate. Dar când ați mult. Avut coșmarul, ultimul coșmar? Costel? Bă, de mult. De mult ai avut? Da, de da? Mult. N-am mai avut așa să nu, no, așa nu m-am trezit niciodată. Așa? A, bă, da, o singură dată m-am trezit. Ce ai visat? Nu, dar n-am visat. A fost nașpa. Era, eu n-am fumat niciodată iarbă, dar când am fumat, eu n-am consumat niciodată treaba asta, dar când am consumat, așa, am făcut-o cu cap. Nu, dar a fost o perioadă când foarte forțat, de mult, așa. Când am consumat iarba dracului, cum îi zic acum. Acum după ce am fumat niște iarbă. Da, și era faza aia că toată lumea știe că fiecare are un fel de a-și face joint-ul. Toată lumea, scuze, toată lumea din Amsterdam. Allegedly, așa. Așa, fiecare își face într-un anume fel. Unul pune mai mult, altul e obișnuit și are crescută toleranța și așa mai departe. Eu sunt foarte, adică eu nu, nu. Când nu puneam. Când nu puneam, puneam puțin. Când nu puneam niciodată, puneam puțin. Punea așa. Și am pus, a venit un om dintre ăsta, un polițist care vindea, nu. Dar un tip care nu mai, nu, stai că nu s-a dus. Și era un tip care, na, fuma acum mai se duce, așa. Fuma mai mult, avea cu toleranța crescută așa. Și când fumam cu omul respectiv, Doamne ferește, bă, dar știi cum trebuia să trec peste 20 de minute de frici și iad. Efectiv, este mor. Îmi bate inima prea tare. Bă, dar e normal să-mi pleznească venele ma, așa în cap? Da, așa cum ai venit. Da, da pentru iar că... N-ai sunt... iar n-ai fumat? Abia ce n-ai fumat? Abia ce n-am fumat. Și de obicei se întâmpla chestia asta. De 20 de minute trebuia să mă uit... panicat așa să trec peste toate treburile. E ok, nu e nicio problemă. E ok, e în regulă. Nu-i povestea problemă. Aia lui CK cu ăia când da, a da, da, cu da, da, da. E foarte mișto povestea aia da. Și asta la fel. Ce faza este că la un moment dat am fumat destul de mult în seara respectivă. Și cum am pus la culcare, pentru că aveam ceva stres pe dedesubt ca subtext așa, trebuia să mă trezesc dimineață, aveam niște treabă, trebuia să mă duc să fac nu știu ce show-uri și m-am trezit că m-am culcat la 4, m-am trezit pe la 5 jumate așa, cu un atac de panică. Serios? Că nu mai pot să respir, da. Deci puteai să spui, m-am spart într-o seară și m-am trezit așa și ai spus tot păcatul ăsta de poveste? Deci că așa fac. Tu parcă ești nou da, aici? Da. Serios? Nu, era episod de 4 ori. Da, da. Nu că atâta fac. Are un if de Patreon. Ba da, corect. Am fost astăzi. Stai mă că n-am terminat. Și m-am dus la și m-am dus la geam și nu mă pot să respir. Scuze. Nu pot să respir, mamă, trebuie să mă revin. Deci eram foarte așa. Deci maxim atac de panică și paranoia. Și apoi, apropo de cum îți fute mintea o substanță de genul ăsta că... nu, că nu se întâmplă nimic, nu, e chiar se poate întâmpla. M-am să mă culc, frate, și mi-aduc aminte că mă culcam și vedeam pe omul de lângă mine, fosta mea iubită, cu care n-am fost niciodată, ai putea spune. Așa. Așa și mă uitam la ea, mamă, și o vedeam scrijelită exact ca în filmul The Ring. O vedeam cu porul în față, oh venind așa cu mișcări dintre astea așa. Începusem să am tot felul de gânduri foarte nasoale.
Și am fost, a, trebuie da. Trebuie să mă despart de fapt. Da. Trebuie să o trimit în Mexic. V-am povestit cu tovarășul meu Dinte, care a fumat legale prima oară și s-a... V-am povestit? Așa, ia zi. Dinte. Mamă, dar ce porecle au ăștia, frate. Apăruse, da, în amenut Dinte, calul fir, Dinte, ăștia se... Lavandă. La bandă. La bandă. Pe la bandă. Pet la 2,5. Ești unul care se dea de fiecare dată când se masturba, mirosea frumos, așa e, la bandă. Lăbânțică. Lăbânțică. Ce faci, mă? Vine lăbânțică în fața blocului, stai să vezi, că vine cu mirosul ăla lui. Apăruseră legalele alea de să fumau până să... Da. Fusarea de până să fie nasol cu prafurile. Și începusem și noi să fumăm din alea până să ne dăm seama că nu este bine să facem chestia asta. A, și asta a fost o poveste. Am fumat toată cu niște tovarăși de-a mei și eu m-am făcut foarte varză, că nu știam cum e cu legalele. Și aia, știi că știi. N-ai. Nu cunosc. Nu, dar știi, serios că... Știu eu că eu am fumat legal. S-o dea foarte legal, sunt legal. Eu am fumat, mă rog, legal. S-o dea foarte tare dintr-o dată și trecea repede. Te făceai dintr-o dată varză. Eu am băgat. Și m-am făcut varză. Și ăștia, s-a gândit unul de la masă să-mi MDMA. Zică, bă, Tuxule, dar tu de ce ești cu aia verde așa la față? Ei, a făcut mișto. Da. Și am făcut, de-aia zis, pă, măta, verde la față. Și ele, restul au intrat revedere. În joc, știi? Restul au intrat în joc de... Bă, dar ești, iurea, cum să fii verde la față? Și au intrat toți în jocul că sunt verde la față, știi? La fața asta chiar antorajul te strică. Da, frate, da, da. Și eram varză și m-au luat... Mamă, terminați, cum să fiu? Și veneau chestiile alea, efectiv. Mamă, de ce să fii verde la față? Că, adică înțelegeam că eram alb la față sau cumva, știi? Era ok, mi-e un pic greu, dar așa, verde. Și am toate gândurile alea. Și la un moment dat ăștia s-au gândit că este foarte amuzant să mă ia să mă arunce în cadă, să dea capul pe mine. Oh, și m-au luat de mâini și de picioare și mă cărau așa. Și asta eu, e o traumă, și eu am zis... Da. Și am zis... Să nu mai faceți asta. Așa, că aici am zis? Și eu am zis, cu aia terminați că mă scăpați. Și unul a zis, nu te mai scapă nimeni. Mă... Am găsit că... Eu aș vrea să... Mamă, deci dacă zic și povestea cealaltă s-a dus în pula. Vreau să propun să nu se mai zică chestia asta oamenilor. Cel puțin când ești palid la față, să fie o chestie. Bă, dacă nu... Zi, ok, hai să mergem la spital acum. Dar pur și simplu, bă, dar tu ești palid la față. Asta te stresează. Bă, asta de oribilă chestie. Da, că după aia numai la asta te gândești, te începi să te îngrijorezi. Bă, spui, bă, hai să bem niște apă. De ce? Da, hai să bem niște, hai să ne întindem puțin. Bă, dacă, bă, și sunt, jur că da, sunt unii care o zic care cu bucurie. Să te convingă, bă, și o zic cu bucurie. Bă, Costele, de ce ești așa alb la față? Stai să zic una. Man, tu ești ok? Ar fi mișto de aplicat tot așa când e soția ta. Cine? Salutare. Au venit. Mulțumim. Da. Apreciem. Haide, aduceți cadourile. Mamă, flori. Flori sau mulțumim, mâncare? Mulțumim, Mircea. Flori. Mulțumim, Mircea. Mai e unul. Ciobanu, ajunge mai încolo. Da. Mulțumim, omule, dar ce e asta? Ce sunt astea? Dar ce, nu, ce e acolo? Dă-ne una. Bă, da, de ce tare. Ia, dă-ne una, dă-ne să una, vedem. Să vedem. Și fărucelele astea nu ești cum jos, cumva, le faci tu? Sunt adevărate? Sunt false? Nu sunt false, nu? Asta să fie, să fie reclama. Hai să vedem. Asta să fie reclama la... Bă, astea sunt false? Cum să fie false? Cum să fie false? Nu sunt false. Bă, buchete ce mișto. De flori. Dacă îl lăsăm, ne-ai rezolvat, eu zic să facem așa. În această da, seară. Să punem pe Patreon, punem pe Patreon episodul ăsta da. Și duc lui Andreea în seara asta pe buchetul ăsta. Nu, mă. Că dacă vede mă, după când a fost așa aia, rău, mi s-a părut mișto episodul. Stai, mă, urcă, a fost trecut 10 minute. Ce mișto. Tot, măi, și ce reclamă facem? La Florăria El Flora. Florăria El Flora. Dăm și mie buchetul. How did you come up with that? Occidentului 43. Ia, du-te de aici. Deci ia-ți gata, buchetul asta și... Să... Ok. Nu, no, dar serios. Dat... Băi, mulțumim frumos, chiar da. Bine, mulțumim, Mircea. Care-i faza? Mi-a scris Mircea, acest băiat, mi-a scris pe Messenger că în seara aceasta, dacă e chestie, ne aducă niște cadouri. Ce și am zis, normal Maria că vreau cadouri, mie niciodată mi se aduc cadouri. Da? Și acum, bă, se pare că asta atrag eu. Nu, nu e... Dar nu e de sex, nu? Mamă, ce mor pe poza, Maria.
Îi pun 60 de lei și pot să o mamelesc. Eu sunt foarte șmecher în poza. Stai să zic. Vio, hai să zic fază că legat de ce legat de ce vorbeam noi acum cu, hai să ne întindem un pic. Așa. Așa când se mai când mai e soția, când mai e Irina, ca să șe, a, mă, cam doare burtica, așa, mă, așa. Doare burta. Și să fiu, hai să ne așezăm un pic. Vrei să bem un pic de apă? Da, hai să ne așezăm un pic. Hai așa. Hai să facem un masaj? Așa cum te face? Putem să facem un facem un sex? E serios. Facem un sex acum? Facem un sex. Zis, v-am povestit faza cea mai nasoală fază așa. Yeah. Când la un moment dat i se făcuse rău într-o seară în care cumva totul convergea către făcutul de dragoste, știi? Cum convergea totul? Bă, restaurant, fără copii, băut niște lucruri și așa. Era cum mergea așa. Și n-a băusem cât trebuie și așa. Și la un moment dat mâncasem pe la un vietnamez ceva. Și când a ajuns acasă, ce eram așa la modul și s-a făcut rău. Dar eu eram în modul ăla de sex, eram foarte așa. Și s-a pus era în tuneric. Bă, și era cel mai erotic lucru pe care puteam să-l văd. Deci era în chiloți și cu un maior și era cu WC-ul așa, un brațe. Nu era aprinsă lumina, era geamul deschis. Mamă, la și baie bătea luna, și bătea luna într-un fel, deci ilumina cumva și așa. Rag așa. Și de la vomitat, de la cât să vomita, se și und. Și făcea așa, așa. Așa. Și de la pentru cei care nu știu când pentru cei care nu știu cu asta cu vomitatul, în momentul în care ți se face grață, ți se face și pielea de găină. M-am înjurat fundul ăla gol cu piele de găină și ea făcea. Mamă, și stăteam, bă, deci, dar am avut erecție. Recunosc că am avut erecție și mă simțeam la modul nu, eram, nimeni, nu? Nu, exact. Din punctul meu de vedere se putea întâmpla. Dar și altă chestie care este super adevărată. Bă, da, tu ai refuzat-o vreodată pe ea? Niciodată. Niciodată n-am refuzat-o. Vrei să spun nu ceva? Nu crezi că ar trebui să încep să faci asta? Vrei să spun ceva? Am avut indigestie fix înainte de operația de apendicită. Am avut-o, de acolo a pornit, am crezut că e o indigestie. Aveam febră, mă durea în partea dreaptă și mi-era rău. Și la un moment dat, nu prea bănuia că n-am chef eu să stau cu copiii, ceva de genul ăsta. Și a venit la mine și a zis, chiar ți-e rău? Frate, mi-e rău, mă doare burta, am frisoane și am febră. Dar dacă ți-aș face un blowjob? Am văzut, n-am nicio problemă să fac asta. Eu nu în continuare o să am aceste simptome, dar n-am nicio problemă cu faza asta. Și cred că e prima oară când aveam la modul dureri, frisoane și sex oral. Era o chestie de genul foarte mișto. A fost o treabă de m-a lăsat pentru o perioadă. Normal, da. Durerea a fost bine. Vreo 3 minute după aceea am fost mișto, o stare de bine și după aia am avut din nou durerile alea. Da, adică ce vreau să le transmit femeilor este nu vă opriți. Da, nu există niciun moment în care nu există niciun moment rău să... Hey, speaking of the devil! Tragem un podcast, dar asta nu e un impediment. Și acum putem... Da, bineînțeles. Era aici, aproape gluma. Să rugăm pe Maria dacă tot e invitată. Bine. Bă. Ok, Alex, back to you. Alex cu sport. Și acum Alex cu sport. Ce a făcut Alexandru? Cum a jucat România cu Spania, Alexandru? Dumneavoastră ați fost la meci. Toată lumea a spus că România a jucat bine și că s-au apărat și de fapt eu de pe stadion am văzut cum au jucat foarte, foarte prost Viorel și Costel. Atât am avut. Cu cine ne lăudăm? Ah, nu ne lăudăm. Spune-mi cum a fost merdenelele la meci. Cu Ilie Dumitrescu. În schimb, faptul totul 5 lei la meci, ceea ce a fost extraordinar. Alex, de obicei sunt Vio are o întrebare. De obicei sunt 7 lei sucurile și totul sau 8 lei. Așa. Pe stadion și acum a luat Penny, a vândut Penny chestii, Penny Market și a fost toate lucrurile 5 lei. O zi da, 5 lei a fost
Pepsi, apă, semințe, covrigei cu sare, arahide de cojet. Am luat lui mama, mă, se că mi-ai adus aminte de experiența oribilă. Bă, apropo, brad, excelent, excelent. 30 de lei. Bă, ce mai bine investiți 30 de lei. Ai fost vreodată la cinematografele astea din mall, la sala VIP? Ai fost vreodată, ai plătit bilet? Bă, n-am fost niciodată. O dată. Nu mi s-a părut, mi s-a părut nu așa. Nu să mai merg, a zis. Doamne ferește. Astăzi am avut pentru prima oară experiența aceasta. Sâmbătă făcând. De ce? Sâmbătă făcându-se sâmbătă făcându-se curat la mine în casă. Tu n-ai înțeles că am pornit? Am înțeles. Sâmbătă făcându-se curat la mine în casă, trebuie să ne găsim ceva de făcut. Astăzi, pentru că e sâmbătă, am plecat la la cinematograf să vedem un film. Și am zis: "Bai, să ne uităm." Și era Aventură în natură la o oră decentă, dar la sala VIP, la VIP. Și am fost, bă, mergem la VIP, nu contează, ai la VIP, e Costel, singura sursă de venit, mergem. Eu decid bani, eu controlez treburile astea, am zis să plătim. Și am fost acolo. That's funny. Fii să plătești pentru azi, fii atent. Eu controlez banii, eu decid unde să duc banii. Oh my God. Eu să-mi tai bucata asta din podcast și mi-o pun ringtone. Eu decid, eu controlez. Așa. Ce marfar. Îți dai seama când îmi sună Irina? Da. Eu îi sună telefonul. Eu decid, eu decid. Da, iubito, da. Trebuie să-mi pui niște. Da. Așa. Faza este că eu am plecat cu niște așteptări la acest VIP. Niște așteptări foarte jos. La unul nu mă așteptam la prețul ăla, nu mă așteptam la toată chestia care a fost. Și m-am dus acolo direct și ne-a luat aia, bă, dar avea așa o rușine pe ea că o să ne propună treaba asta și este, mamă, o să vă iau banii. Ce scuze că o să vă iau banii. A fost unde vreți, la sala VIP și așa. Nu cred. Puh, da, pentru că în primul rând noi am fost toți cinci la film, în sala VIP. Am fost inclusiv cu Pia, care are un an și era în căruț. Și noi am vrut să luăm 4 bilete. În primul rând, nu se plătește la VIP, nu se plătește cu adult copil. Toată lumea plătește bilet de adult. Și bebelușul. Yeah. Și bebelușul a plătit bilet de adult, care nu puteai să-i pui ochelarii, nu vede încă. Da, și a fost aia, zice, așa e politica, așa ne dădea. Așa ne dădea. Aici, așa. Să o voce de subiect. Îmi dau cuvântul de onoare și știi că nu mint. Nu exagerez, nu mint. Jur. Nu, dar stătea așa, faza era așa. Dar este politica și noi când am văzut-o și atât de slabă, am început să o dăm în ea, nu putem să... Serios, chiar nu e cineva acolo sus care dat să... 3 milioane pe intrare. 430 de lei. 430 de lei. 430 de lei am dat pe biletele de la VIP și a fost, am intrat ca proști, am intrat acolo. Că ai băgat la creveți din aia. Stai să vezi că nu a fost nici asta, n-a fost... Am... greșeală maximă. Când ne-am dus și ne-a zis consumația e inclusă în preț. Păi ce, când ne-am dus acolo spre ciocolățile alea și eram, dacă nu se vezi tu, dar pe bune, dacă nu, dar... Și am luat 4 ape, niște bomboane, niște migdale cu ciocolată, niște curmale cu ciocolată, tralala. Și la sfârșit ne zice 46 de lei, ceva de ce. Nu, dacă noi avem biletele de la... Avem bilete la VIP, când consumația e inclusă. Nu, la VIP este un spațiu acolo. Da, da, de la de unde și al lumea. Da, eu am crezut că... Și noi am comandat de acolo și când a zis la prețul la sfârșit, am fost, bă, nu, dă-le naibic, dă-le încoace. Și am cumpărat acolo, deci am și cumpărat. Deci toate chestiile și am intrat la VIP cu chestii de afară. Multe lucruri, nu? Multe lucruri și așa. Și am ajuns că trebuie să le aruncați. Că... Am ajuns la prăjituri și eclere și ai bruschete și pâine prăjită și tot fel de căcaturi și oamenii mâncau acolo și n-am intrat cu... Am intrat cu alea, în fine. Am ajuns la... Doamne, măica, am ajuns la film și Aventură în natură este cel mai prost film. Cred și eu, 5 milioane. Frate, a fost un film de copii. Copiii s-au simțit extraordinari. Eu n-o așteptam să fie nașpa. Dar a fost la sfârșit amândoi. Mi-a plăcut foarte mult filmul. Și asta este priceless. Adică, nu, no, 5 milioane. Ce să zic, da, e scump e over priceless. Da. Over priceless. Podcastul ăsta se duce încet în sus. Da. E foarte bine să începi prost.
ți-am zis. Story of my life. Da, nu, de împotrivă, eu am început foarte bine cu Liudmila în relație. Da. Că, și acum să înceapă discuții despre cum ne futem noi prost, ceea ce nu e adevărat. Am fost astăzi la Frudisiac. Ah, n-am mai nu, am vrut să spun mai devreme și m-a întrerupt. Nu știu dacă tu faci asta de obicei sau... Tu nici n-ar trebui să fii aici. Ai noroc când vorbești în pula mea. Este tu între show-uri cu Teofil și Costel. Tu ești o sarcină din greșeală și dus-te până la capăt. Tu nu trebuia să ai fost un accident. Zine, Teo, când te-am întrerupt eu? Zic cu Frudisiacu. Nu e râsul tău. Nu e, chiar nu e. Așa. Mai zici acum? Se gândește dacă nu mai are chef. Siemens. Zi mă, frate. Ai fost la Frudisiac și ți-a plăcut. Ok, da. Eu ieri nu mă zi. Zi mă. A fost la Frudisiac. Ce ți-a plăcut acolo, ce ai mâncat? Tot. Tot? Tot ai mâncat tot? Ai mâncat tot? Ești un băiat mare. Ai mâncat tot. Ai comandat tot? Vreau mulțumesc că mi-ai recomandat Frudisiac aseară. Că ai recomandat și oamenilor în podcast. Și vreau să spun că da, a fost foarte mișto. Și merită. Și ești un om extraordinar. Apreciez. Te-n pula mea. Da, asta așa. Hai să scăpăm de această tensiune. Da, mă, a fost tare. Du-te-n pula mea și tu. Și mi-a dat tipul ăla de acolo, ne-a dat cafelele din partea casei. I-am zis că mi-a zis că a venit ieri, a fost Costel aici. Am zis: "Da, dar la Costel știu." Mamă, ce tare. Și la sfârșit a venit la nuntă și a zis, i-am zis că ai zis la podcast că ascultă podcastul. Salut. Salut. Și la sfârșit a zis că îmi dă cafele din partea casei, că ai făcut tu reclamă la podcast. Și o să vadă după aceea ce fel de reclamă am făcut și o să mai dea cafea gratis la de mine. De ce, mă, că ai zis de bine? Am zis de bine, doar că... Ai zis că sunt plin de hipsteri și te refereai, i-am zis și lui asta și cred că te refereai fix la el. Da. Serios, eram băiat cu ochelari și cu barbă. Da, și cu barbă. Da, salut. Bă, fix. Salut, deci era... Da, era... Deci este el, o... El, despre el. Frate, era... Piața Dorobanți este o lume. Da, e altă toată lume. Zona de acolo. Dar eu mă așteptam, vorbeam și cu Andrei, astăzi mă așteptam să fie... Adică lumea pe care o știam eu în Dorobanți nu e aia pe care am văzut-o, era altă lume în Dorobanți. Tocmai nu, nu mai este cocălărime, este dar foarte mult. Dar e și aia, nu rog, nu era neapărat cocălărime, dar e și chestia aia de bani. De cocalarilor pe care i-am jignit. Vreau să cer scuze. Scuze cocalare că dacă v-am făcut bugați. Dacă se uită cocalare acum... Dacă se uită cocalare acum... Pentru toți cocalarii care se uită la podcast... Cocalare. E sistemul. It's not you, it's the system. Da, și eu cred. Sistemul vă dau. Deci ce vreau să zic apropo de Piața Dorobanți este că în timpul zilei acolo este un loc foarte mișto de să stai. Era vesel. Era cu tineri, era cu oameni dintre ăștia corporatiști. Bă, da. Dă-mi voie să zic ceva extraordinar ce am văzut zilele astea. Nu, nu o să-ți dau, du-te. Așa, am văzut un chopper, deci o motocicletă Uber Eats. Ai căcat. Da. Deci era un băiat pe o motocicletă dintre asta. Nu știu dacă era model Harley Davidson, dar era o motocicletă, un chopper. Și el avea în spate o cutie cu Uber Eats. A fost o chestie da, de... Nu asta e, se nu întâmplă... Da, câți bani faci ca un uite, buburit? Fii atent. Deci, când am văzut această ați imagine... Ați uburit aici? Așa. Când am văzut această imagine, prima chestie care mi-a venit în cap este ce bărbat interesant și echilibrat. Așa mi-a venit. Pentru că ăla are acolo cei doi poli, dacă stai un pic să te gândești. El era înconjurat între cei doi poli. Primul pol era motocicleta, masculinitate, lupul singuratic. În spate sclavul de te aduce mâncarea la birou. Mă, vezi pe o grămadă de mii de oameni. Uite prostul, a venit cu prânzul nostru. Bă, în sensul de glumă, ca să facem, nu că cine lucrează acolo este scuze. Deci ideea de a face cumva, tu că și ăla de pe... Te uiți la Vio fix în ochiul lui ca și cum ai Vio, că știu că ai mai dus la Uberiți, că nu prea merge cu stand-up-ul. Și-o de seară ăla, mă auzit. Pe bune, mi s-a părut foarte drăguț că ai echilibrat toată treaba. Ăla mi se pare un super erou.
Ăla mi se pare super ăla, când merge încet undeva și îl văd pizdele și este... Aoleu, upăriți, bă, că mi-aș pune ăsta în aici, 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 da, eu sunt Mirabela. De ce, mă, dacă e un tip, Maria, dacă e un tip care e mișto și vine și pe un chopper și e ok și are Uber Eats, it's a turn off? Zi-mă. Este, frate, este... Are și mâncare. Ok. Ok. Wrong question. Vrei să spun ceva? Nu e asta mi se pare. Excelent. Foarte tare. Așa. Mie asta mi se pare drăguț, că este exact scenariul de film porno. Nu e așa că vrei un tip care să-ți aducă pizza să arate super bine, să fie... Da, și cu chopper. Și cu chopper, să-și dea jos. Da. Da. Da, exact, da. Dar poate să aibă și mâncare sănătoasă, nu trebuie să aibă neapărat așa oră. No, that's a turn off. Dacă vii cu salată, dacă ești o salată, cu asta vezi tot. Poate e efectiv. Avocado, quinoa, da, vezi, pula, morții tăi. Terminatul. Cum te ia cu mâncare chinezească, îți pierzi încrederea în el, frate. Da, te rog, du-te de aici, adun ceva african. All right, cam în zona. Aaaa, vă, ce-a făcut Costel? Mâncare chinezească? Da. Da. Există mâncare africană în România? Există în București, nu? Parcă te uiți mâncare africană? Parcă a fost la orez. Dar ce e mâncare africană? Scuze. Muște. Muște. Eu ca să văd goală. Oh my God. Nu e ok. Nu e ok. Nu e ok. Ăsta te pe Patreon. Gata, s-a întors pe Patreon. Hei, și am revenit pe Patreon. Hai să zic una super bună. All time, motherfucker, ăsta a fost un all time așa. Podcast. Bă, patru. Și iată-l înapoi. Dă-mi voie să zic o fază așa faină, așa îmi place. Mulțumim că ne susțineți. Așa, mă, exact, da. Așa mișto. Uitam la știri și era o știre din Spania, din luna august, au în nu știu ce oraș din Spania, au festivalul roșii, bătaia da, cu roșii. Tomatina. Tomatina. Așa. Omul, și-ai vedeam pe ea și era cu o mândrie, se spunea toată treaba asta. 6 tone de roșii au fost aruncate, unii în trață și nu știu ce. Și ce aș fi pus în mijlocul acelei bătăi? Unul dintre ăla cu burtă, așa și schilot cu o muscă aici, așa din Africa, unul de muritor de foame. Aș pune acolo în mijloc, să-i văd pe ea, o să vedem din Ufianius, bravo, stă. Da. Eu zic, ca să fie mișto asta tomatina, să o faci într-una cu cartofi, așa că nu prea mișto. Now that's entertainment. 16 morți. Anul 16 tone de morți. 16 2 tone de morți. Anul ăsta la festivalul la Cartofina. Ce zici tu? Pe YouTube. Hei, și de... Ne-am întors pe YouTube. Ce zici? Ce zici să facem asta? Ce zici să-l tai partea de Patreon? Da, Patreon. Și partea de YouTube. Să 2 tone de morți? Bă, ce bune asta, 2 tone de morți? Cum să faci, frate, asta? S-au consumat. Bă, eu, știi care a fost gândul meu? Bă, da, orice cu murdărire e tare, frate. Deci este asta, cred că asta e, că poți să te murdărești. Da, poți să faci cu culori. Eu mă uit la copii din spatele blocului de la mine care se face, când plouă, se face baltă și merg cu bicicletele și se stropesc. Da. Bă, și mă uit cu invidie la ei, că vreau să mă tăvălesc și să sar în apă așa. Chiar vrei? Da. Mamă, deci este... M-aș pune pe burtă în apă, în baltă. Am văzut de foarte multe ori la concerte, știi, chestiile alea de la Woodstock, 2000, nu știu ce, se făcuse de la ploaie, se făceau tobogane de noroi. Și mamă, eram, frate, sigur mă dădeam în toată treaba asta. Și apoi la electric castle a plouat un pic. Repede, ce smulițile, poți, hai să mergem repede, pentru că te-ai, când te-ai văzut în fața faptului împlinit, te-ai gândit că, da mă, dar scoște albi, trebuie să-i spăl, unde-i spăl, că stau la cort. Sunt căcaturile astea, de ce fac cu asta? Nu poți mânca acasă la Andreea plin de noroi. Crede-mă, știi care e faza? Trebuie să fii și într-un fel de amețit. Bă, ai un material foarte bun acum la ce lucrezi și ce. O să fie un show foarte bun. Asta la ce am zis cu... Nu, mi-am adus aminte, dar materialul tău, că m-am uitat la show acum.
la tot ce... Ce vrei să faci? Unde să duce? Cu toate ce îmi zâmbești tu, ce vrei să-mi iei? Bate la ochi această chestie, vrei să-mi dai un pumn? Bă, apreciez, mulțumesc, lucrăm, funcționăm, apreciez. Dar, da... Eu ți-am zis asta cu roșiile la că eu revin la... M-am gândit, n-ai a doua zi când te îmbeți și uiți ce ai făcut și a doua... Adică te amețești și faci niște chestii dintre alea care ți se pare exagerate la un moment dat când te trezești dimineața și zici, bă, poate nu trebuia să zic asta. Ăștia n-au așa la un moment dat după aia când se trezești și zici, bă, totuși 6 tone de roșii. Bă, 6 tone de alimente, de mâncare, pe bune, chiar aruncăm așa 6 tone. Oare fi de ăștia care mai trișează și mai bagă niște pădlăgele sau le mai, azi mai tare alea, știi, și le mai vopsesc? Hei, salut! Și serios, adică alea 6 tone de roșii stricate sau? Da, e puțin aiurea. Dar oare când aruncă o fac pe ăsta? Da. Tu îți dai seama că presupun că mai și mănânci din roșii de aia. Cred că nu, că cred da. Așa le bat. Bă, dar mi s-a făcut foame. Frate, ia, cred că li s-a, așa festivitatea asta este, bă, mi-a ajuns până aici de roșii. Da, aș mai mânca roșii, bă, gamea și picioarele. Prefer să mă bat cu ele decât să le mănânc. Mamă, dar aș mânca roșii. Când eram mic, venea un vecin al nostru care avea o... Tomatino. Venea un vecin. Venea un vecin al nostru... Venea, aducea roșii de la... Scuze. Așa. Aducea roșii de la țară. Avea o Dacia 1310 și venea cu portbagajul plin de roșii. Și primul lucru, când luau roșii, ne strângeam toți copiii acolo și ne lăsa să luăm și noi o roșie, două de acolo. Bă, și mâncam... Bă, gustul ăla de roșie nu o să-l lui niciodată. Gustul ăla de roșie, cum era când eram noi mici, mușcai din ea, da. Mâncai, mai puneai sare pe ea și... Tu erai cu sare afară. Nu, în general. Că nu știi cum vine. Aveai tot timpul cu sare. Stai, să facem o salată. Stai, să facem o salată, cam și ulei, frate. Pun și o cetă, frate. Bă, ești nebun. M-am gândit eu cam și o lămâie, bă, frate, pe fundul ăsta. Sper tu asta, te rog frumos. Șef Mocanu, dă-mi și mie. Da, bă, toți copiii mâncau și erau... Știi care faza cum merge? Un calamar la tegaie așa. Stai să dau numai puțin mai încet la cartofi. Gustul ăla, frate, de roșie, n-o să-l iei niciodată. Gustul ăla mediteranean așa de calamar cu cartofi preșiți. Calamar cu cartofi. Gustul ăla de roșie. Nu mai e la mir la vlog așa. Tot de calamar. Când mușcai din calamar și era... Nu mai e. Scurgeau, te trebuia să te ștergi de ulei. Acum nu mai dați. Da, nu mai are gustul de roșii normal. Hai roșia de gust, aia pune mea roșia să mergea cu un calamar. Oh my god. Așa, bun. Așa a început o matina. Era unul care a gustat și asta merge acum un calamar. Bă, Papai mătii. Da, frate. Bă, de ce să arunci, frate, cu așa? Da, mă, dar dacă te uiți la studii din alea cât mâncare, câte sute de mii de tone de mâncare aruncăm, aia 16 tone de roșii la tomatina e nimic. 6 din ce ai... 6, nu știu, am 6. Tu acum ai zis ca și cum e ok să omori un om câți oameni nu mor zi de zi. Nu să-l omori, da, mă rog, vreau să nu spun să-l omor, că... Să-l comparativ că e puțin 6. Câți oameni nu sunt înjunghiați pe pământul? E mai ok că faci un festival de ăsta, care, nu știu, poate înseamnă ceva, poate aduce ceva comunității sau atenție. Turistic, sau da, ceva, e, cred că e ok să duc. Decât faptul că noi mâncăm jumate de mâncare și vrei o porție atâta, că așa porți la român, cel puțin așa da, e porția la restaurant da. Și mănânci și nu mai am chef să mai mănânc. Vi-l pun la pachet, aruncă-l, aruncă-le. Dar tu din ce așa partea a României ești? Eu? Din partea aia de am probleme cu dinții care mi s-au ieșit așa și vorbesc. Pune, bă, frate, te aruncăm mâncare și așa fără nicio... Mi-a rămas asta. Să nu e un orunc. Român, e un nesuferit. Da, nesuferit de care își cumpără. Mă duc la țară,
și la, la Andreea la țară și mă uit că bă, nu se irosește nimic. Bă, nimic, da. Mă, orice da, da. Să dă la păsări și ce nu să dă la păsări, să dă la porci și... Ce adică nu să dă la porci să mănânc? Și-l punem în cuptor și-l facem cu frumos, cu un pic de, cu pic de sare, cu un pic de și roșie aici. Acela. Cu facem, stai, nu mai facem să închid. Să închid la bilete, că m-am pus la copii de bună mea, că merge așa frumos, le tocăm ca să așa. Când este că mama mai faci tu zacusca sau nu? A, viața la țară. Bă, bă, gata, tot, hai să oprim, bă, hai să oprim. E, noi am făcut podcastul ăla. Așa. Noi trei am făcut podcastul ăla înăuntru un birouaș, da, cu menuț, cu povestea. Cu povestea când am povestit eu cu menuț cu mâna și am făcut asta cu flecma, știi? Când am povestit eu că am vrut mâna lui menuț și am povestit toată aia că m-am dus la spital și zis asta că ia tu flecma lui ăla și cel mai bun, cel mai bun e cu spital. Am dus la spital cu și făcea bă, ce-am uitat de ăla, bă, bă. Eu l-am revăzut în anul ăsta și-am auzit în parte. L-am activat pe Dio. Podcasturile astea în care râdem noi prea mult, nici măcar nu sunt bune pentru nu-s oameni foarte că... bine. Uf, a fost funny. Dar zi-mi ce mă enervează, că mai aveam o idee. Mă, mă, eu am murit la aia cu înapoi pe Patreon. Înapoi pe Patreon, da. Am revenit pe... Da. Bă, aveam una, dar așa de rău îmi pare că nu... Am râs acum și nu mai țin minte. Despre ce vorbeam? Despre mâncare? Da, mâncare. Da, mâncare, gunoi. Deci numai aveam o chestie de gunoi. Așa de... Ah, da, aveam o recomandare. Mamă, ce fain este când faci aceste legături așa. Am o recomandare. Ceea ce încep să fac de acum la podcast este că o să recomand o dată pe lună niște jocuri pe care le poți juca cu copiii dacă ești părinte. Mamă, ce cu bine. Copii de jocuri. Deci 4 plus... Și am găsit un joc pentru 9 plus. Este, vorbesc acum de utilizatorii de iOS, cum se cheamă? iOS. Da, deci așa. Apple. Da. Deci am găsit un joc care este senzațional de frumos să-l joci cu copilul tău. Este minunat, e cu puzzle de aventură, se cheamă Botanicula. Este cu plante, băi, are o grafică senzațională, deci mi-a deschis așa un apetit de jucat, că eu joc cu el acum, dar eu sunt, numai eu pentru sunt tine, 37 da, da. Plus acolo. Zic, trebuie, tati, du-te sus, bă, la asta e super mișto. Să este... găsești o activitate că să vă cu copilul care să-ți placă ție foarte mult. Bă, este foarte tare. Deci cumva este o dată pe săptămână ca să înțeleagă și faza asta, că nu prea stau cu copiii la... În laptop și în general. Nu, dar fără telefon, fără laptop, fără așa, dar o dată pe săptămână în weekend, 2 ore ne jucăm jocul ăla. Bă, dar e steț. Și HUE, un joc de 4 plus cu niște... Dar nu e și pe Android? Ce frate, zici acolo? Bă, nu le știu. Trebuie pe Android. Încercați-le să le găsiți. Este, se cheamă Hiu. Botanicula și HUE. Două jocuri pentru copii și tu șmecheri. Ai putea să faci știi, un revenire la podcastul pe care îl făceai tu cu după ce l-am culcat pe Paul, să faci un podcast pentru părinți. Eu am vorbit la un moment dat când am aflat de Sorin că face 14 ron. Asta este Botanicula? Da. Okay. Este, am plătit, am dat bani pe el, dar e super. Foarte bine. Și cel la HUE? Da. Ok. Când am aflat de Sorin că o să facă și el bebe, m-am vorbit cu el că poate facem un ăsta, un podcast, că stăm în cartier acolo și să ne vedem cum ar veni în parc în Iore, să plimbăm copiii și să discutăm ce, adică sfaturi din astea de bă, eu am trei chestii, adică sunt sigur că sunt părinți care ar vrea să asculte, te mai ajuți, știi? Da. Dar nu ne-am sincronizat deloc să ne vedem, să... Da, e ideea bună. Și nu știu dacă sunt podcasturi pentru părinți. Sunt. It's all about parenting. Dar stai puțin, ce vrei să faci la podcastul? Adică ce să vorbești? Să discutăm ce s-a... Dar despre asta, ce s-a întâmplat acum... Cum am rezolvat o situație, nu reușesc să rezolv o situație, tu ai vreo idee? Nu crezi că oamenii în timpul lor liber când ar putea asculta dacă au copii, parcă nu vor să audă iar de copii și așa mai departe? Eu cred că este, da, dar eu cred, adică pentru genul nostru de oameni, eu n-aș asculta,
Dar eu cred că sunt oameni care... pentru că sunt oameni care consumă... se uita Andreea la clipuri pe net, la, pe YouTube, la clip gen vlog de ăsta. Se filmează o tipă zicând ceva. Ceva banal, adică nu o emisiune sau ceva. Și se uita și aveau gen sute de mii de view-uri. Că dacă, bine, în engleză, normal, e pentru toată lumea, da, dar sute de mii de view-uri înseamnă că, bă, sunt multe mămici care se uită pentru sfaturi și să spui, dacă ai un de-asta audio, când vreau să facem, adică eu păi mă gândeam audio. Păi da, mă, dar dacă, de câte ori ce să-l faci o dată pe săptămână, ce dracu, da, cât să vorbești este. Despre chestia? Poți să faci o serie. Bebeluș se întâmplă între două luni, că nu ieși cu el în casă, mă rog, între două luni și un an se întâmplă atât de multe lucruri, sunt situații tot timpul despre Menuți. Care poți să vorbești. Menuți. Trebuie neapărat să-l faci acum cât e bebe mic. Tu știi cum dispare toată treaba asta, deci crește copilul și ai uitat de perioada asta, cum e bebe, n-ai nicio treabă. Bă, eu discut cu Andreea că ea a uitat cum e să fie gravidă, adică zice, bă, nu mă pot să-mi închipui pe mine gravidă, nu pot, a ieșit din mintea mea. Da, este atât de rapid să faci trecerea. Și am o poză pe desktop cu bebe când era mic, nu știu, avea o lună și ceva, o poză cu mine și cu el și am găsit-o și o țin pe desktop să mă uit tot timpul că nu-mi vine să cred, mă, că era, avea atac capul și era atac corpul. Da. Băi, era, pare fragil așa și acum la 9 luni deja e mare, mă, dau la rung pe chid, nu-mi pasă, știi, așa, strong. Dau cu pumnul. Și mai am o recomandare la oameni, apropo, când deschideți calculatorul să schimbați poza aia porno pe care o aveți pe laptop când apar copiii prin preajmă, să schimbați. Că eu v-am zis, pe desktop, pe calculator, așa. Aveam poză cu... De atunci, cu Irina când, goală. Cu Irina, nu, când am avut indigestie. Am făcut o poză așa și am pus-o pe desktop așa. Hai, e și 43, okay, I think da, it's... E decent, dar poți să tai dinainte de asta? Da, da, normal. Trebuie. Dar lasă-o și pe asta.